Ați răspuns invitației noastre. Tema întâlnirii de astăzi, are ca subiect pregătirea pentru iarnă a administrației publice locale. Mă refer aici la activitatea de dezinfecție, la iluminatul festiv, felul de Crăciun și alte acțiuni care țin de sărbătorile de iarnă. Dar noi aveam programat astăzi și semnarea două contracte de lucrări, contracte de execuție. Și am profitat de faptul că la 10 era programată întâlnirea cu dumneavoastră și am rugat atunci pe reprezentanții societăților comerciale care o să lucreze pe cele două contracte de achiziție să ne întâlnim la, tot la ora 10, să semnăm în 5 minute contractele, sunt pregătite. Și pe urmă noi să ne continuăm activitatea pe tema pe care am zis-o la început. Deci e vorba de două contracte de lucrări. Modernizare coridorii integrat de mobilitate urbană AXA Est-Vest, strada Corneliu Coposu și Avram Neagu. Este un contract în valoare de 12.774.689 lei, aici este inclus și TVA-ul, contract pe fonduri europene și o parte din această valoare va fi suportată și de la bugetul local. Termenul de execuție acestor lucrări este de 24 de luni, după ce se va emite ordinul de începere a lucrărilor. Perioada de garanție pentru aceste lucrări, 5 ani. Tipurile de lucrări care se vor face în cadrul acestui contract vor fi reabilitare, trotuare și construirea unor piste de biciclete, infrastructură rutieră, relocare și protecția utilităților din zona respectivă, de pe cele două străzi, și tot ce vedeți pe scârb pe astăzi, cablajele vor fi introduse într-un canal din o canalizație tehnică. Executantul acestei lucrări este o asociere de firme, SECE Avril și SECE Delcar. A fost o licitație, s-a încheiat, și a câștigat și astăzi semnăm contractul de execuție. Al doilea contract pe care o să-l semnăm astăzi se referă tot la execuția lucrărilor de modernizare coridorii integrate de mobilitate urbană AXA Sud. Strada 23 decembrie 1989. Știți că spre ieșire, spre Argeș, a rămas o porțiune care nu a fost reabilitată în proiectul anterior și am contractat această lucrare și am făcut achiziția tot pe resursă financiară europeană. Va începe și această lucrare. Valoarea lucrării este de 5.023.734 de lei, aici este inclus și TVA. Termenul de execuție a acestei lucrări este de 12 luni și, sigur, de la data emiterii ordinului de începere a lucrării. O să convenim cu constructorii și funcție de graficul de lucrări pe care o să-l stabilim împreună. Nu știu dacă mai e posibil în acest an să faceți ceva lucrări acolo, dacă nu de la începutul anului viitor, dar convenim împreună. Nu vrem să întârziem cu aceste contracte și să reușim să ne încadrăm în termenele pe care le-am stabilit în contract. Și aici este același tip de lucrări, trotuare, pistă de biciclete, utilități, carosabil bilier, cablajele vor fi introduse, va fi o canalizație subterană. Termenul de execuție al lucrărilor aici este de 12 ani, cum am spus. Termenul de garanție, 5 ani. Iar executantul lucrării este firma SECE Drum Constructor. Mă bucur să vă pot spune că cei doi constructori sunt firme sălăjene, sunt oameni cu care am mai lucrat, sunt oameni de-a locului și am lucrat nu-i la altă. Acum sunt de față aici și nu asta este ideea să luau pe nimeni, că sunt critic când trebuie să fim, dar trebuie să dăm cezarului ceea cezarului. Sunt societăți comerciale cu care am lucrat foarte bine. Foarte bine. Știți, la orice tip de lucrare apar tot felul de neprevăzute, dar
au avut disponibilitatea să vină ori de câte ori am invitat aici la masa discuțiilor, să ne punem de acord, să mergem în teren. Domnul vicepărăjel a fost mereu, mereu acolo cu duci în teren și toate neclaritățile pe care le-am găsit pe parcurs, am reușit să găsim o soluție pentru ele. Așadar, o să semnăm cele două contracte, după care o să rămânem să discutăm despre subiectul pe care l-am zis la început. Domnul director, vă rog să-i conduceți pe partenerii voștri și ștabila și prezentați contractele. Noi urmează să ne auzim, să stabilim o care să fie. Să fie atrucea toate să atrucea acum, dacă vă poți spune. Doamne. Care are deja
asigurat un stoc de materiale, 200 tone de sare, nisip cu sare 350 de metri cubi, nisip 200 de metri cubi, clorură de magneziu 5.000 de kilograme și clorură de calciu 1.150 de kilograme. Cele două tipuri de materiale de dezăpezire, clorura de magneziu și clorura de calciu, o folosim în special pe zonele unde avem pavaje, pe programele cu pavaje. Tocmai pentru a nu deteriora, sarea deteriorează mult mai rapid și mai accentuat pe pavaje. Acest stoc de materiale este la nivelul stațiilor de depozitare pe care le avem. Acum nu putem să suplimentăm stocul de materiale foarte mult, dar avem contractele încheiate cu furnizorii de aceste materiale și pe măsură ce vor fi consumate unele, vom completa stocul de materiale. Sunt pregătite și vor acționa în această activitate de dezăpezire 20 de utilaje de diferite tipuri. Răspunditor de materiale antiterapant, răspunditor de materiale antiterapant cu lamă, bunduri escavatoare, auto pentru intervenția manuală cu material antiterapant, tractor cu lamă, autoglede, încărcător frontal și avem și un ATV cu lamă, pe care să folosim pe aliele dintre locuri și pe trotuare. Strategia noastră sau modalitatea de acțiune, în momentul când o să fie calități de zăpadă pe trotuar și pe care o satul de rutier, va fi de următoarea manieră. Prima dată acționăm pe zonele cu declivitate. Tocmai pentru a nu bloca circulația în zonele respective, ne refer la zonele cu declivitate mare, zona Ortele, strada Gheorghe de Toja, strada Coșu, Voie Vorcelu, urcarea spre Spitalul Județean de Urgență și dealul Avireșului. Dacă aici lucrurile sunt rezolvate, acționăm după aceea în zona spitalelor, cu prioritate, desigur, și a unităților de învățământ. După aceea, sigur, intervenim în cartierele municipiului. Avem pregătit un număr de 80 de persoane care acționează, care lucrează între schimburi și acționează pentru această activitate de dezăpezire, cu mențiunea că atunci când situația le impune, numărul lor poate fi dublat sau suplimentat în mod consistent. Adică, dacă avem clădiri masive de zăpadă, o să folosim tot personalul de la citadin, inclusiv cei care au de lucru la papaje și cei care lucrează pe la atelierele mecanice și așa mai departe. Dar cele 80 de persoane sunt pe poziție și vor acționa nemijlocit pe acest tip de activitate. Vreau să fac mențiunea că fiecare utilaj are o echipă pe care, o echipă care îl însoțește, iar când pleacă din curtea citadinului, știe exact unde, care e traseul pe care îl face. Știm exact străzile pe care va acționa fiecare utilaj. Deci, conducătorul utilajului cu echipa de oameni aferentă, vă dau un exemplu care îl am aici, de exemplu, răspunditor de material antiterapant cu lamă. Când iese din curtea citadinului, are ca trase Bulevardul Mihai Viteazu, drum de centură, strada 2 de decembrie, Mihai Viteazu, Petrom Centru, Mall, Gulliver, Depozitor și strada Lucru. Și așa avem repartiția, fiecare stradă e legată de un utilaj care va acționa în zona respectivă. Despre acest subiect, cam acestea sunt lucrurile care am vrut să le menționăm. Dacă aveți întrebări, la sfârșit o să răspund. Iluminatul festiv. S-a dat drumul la iluminatul festiv în tot orașul, ați putut constata. Sâmbătă seara, vineri seara, n-a fost chiar complet pe tot orașul, că am vrut ca zona centrală, mai ales să fie în seara, înainte cu o seară de Ziua Națională a României,
acum funcționează în tot orașul. Sunt 34 de zone în oraș unde am instalat decorațiuni specifice sărbătorilor de an. Sumele care au fost alocate în acest an sunt 154.000 lei. În suma asta, între inclusiv TVA-ul, am avut și sponsorizări. Sece Sarmis 1.000 de lei, Sece Multicom 2.000 de lei, iar Mișelin a plătit împodobirea bradului care e în fața primăriei, care l-am împodobit noi de data asta, când acum îl împodobeau dâns și cu ornamentele care apreciau că se potrivesc aici, dar acum am solicitat să îl împodobim noi și a ieșit ceva frumos. Deci, în 34 de zone, am încercat să montăm ornamente specifice sărbătorilor de iarnă pe străzile sau pe o distanță cât mai mare acolo pe străzile pe care cele 34 de zone. Din ornamentele respective, o bună parte din ele le-au făcut sau le-au pregătit cei de la Citadin. În special globurile pe care le vedeți prin oraș, globurile astea luminoase, care sunt și puse alternate, dar și puse pe spațiile verzi. Sunt ornamente pe care le-au confecționat firma Citadin și care nu o să ne coste foarte mult bani și în anii viitor, pentru că ele rămân pe stocul societății. Referitor la trecul de Crăciun. Așa cum ați aflat din informațiile pe care le-am transmis către dumneavoastră, către mass media, ne străduim și vom face în târg de Crăciun, în perioada 14 decembrie 3 ianuarie, în parcarea Centrului Comercial Zador Mare Center. Această ediție este dedicată, sau așa am gândit-o noi, să beneficieze de acest târg de Crăciun, în special producătorii noștri autohtoni, cei din Zalău și cei din Sălaș. De aceea am avut 3 solicitări din afara județului și, sigur, din lipsa spațiului pe care îl avem, celele respective, celele lor au fost respinse. Dar onorăm toate solicitările pe care le-au făcut producătorii noștri din Sălaș și din Zalău. Sunt 30 de cereri au fost în total, 3 dintre ele, așa cum am zis, au fost în afara județului și au fost respinse. Au rămas 27 de solicitări, din care 7 se referă la comercianți de braz și curtoșcolac, și care ei au standurile lor în botă și nu-i nevoie să le punem la dispoziție căsuțe sau pot. Așadar, au rămas 20 de producători care au nevoie de căsuță sau de pot. Pentru că n-am găsit decât 10 căsuțe să închiriem, am apreciat că în căsuțe sau căsuțele să fie alocate celor care comercializează și produc produse de patiserie, prăjitură, produse apicole, vin fiert și suc. Sunt 10 acești producători, dar pentru ceilalți 10 care comercializează ornamente de Crăciun, lavandă, sau sunt 2 artiști plastici, lor să le punem la dispoziție, avem 10 corturi ale noastre pe care le vom monta în spațiul respectiv și le vom pune la dispoziția lor. Acum, ca și preț, la căsuță, prețul este undeva la 8 lei pe metru pătrat pe zi, iar la cort, 5 lei pe metru pătrat pe zi. Practic, pe toată perioada târgului, cei care vor beneficia de căsuțe vor plăti 35 de lei pe zi.
iar cei care vor fi la acord o să plătească undeva la 25-30 de lei peste. O să invităm pe cei pe care i-am amintit aici, o să avem o discuție cu dânsii, iar în măsura în care nu pot cădea de acord cu căsuțele, le vom scoate la licitație. S-ar putea să nu fie nevoie de licitație și să ne înțelegem cu dânsii, la ei lăsăm să combină care e unde primesc căsuțele. Așa. În toată această perioadă avem și trei zile de spectacole de colinde. În data de 15, în data de 19 și în data de 20. În 15, de la ora 15.30, o să fie un spectacol de colinde susținut de ansamblu artistic profesionist Colorisum, Columna și Fanfara Promenada. În 19, de la ora 17, Liceul de Artă o să fie prezent acolo cu un grup de 50 de elevi care vor face un spectacol adecvat momentului sărbătorilor de an. Iar în 20 decembrie, de la ora 16, o să fie cu un concert de colinde, Liceul Ortodox Sfântul Nicolae, Palatul Copiilor, Clubul Copiilor și Mreu Silvanii și Liceul Reformat Peșene. Acestea sunt tipurile de activități care le vom desfășura la, în locația unde organizăm târgul de Crăciun. Referitor la celelalte activități pe care le are primăria, în special primirea comandătorilor și acordarea unor cadouri de Crăciun pentru persoanele aflate în dificultate, pentru copii și pentru veteranii de război, în acest an avem pregătite 3400 de pachete, valoarea totală de 121,3000 lei. Aici intră în suma asta și 16.000 de lei cheltuiala Târgului de Crăciun. Doar diferența este pentru pachete, pentru cele 3400 de pachete. Și, sigur, aș menționa aici, în afară de colindătorii care o să fie, să vină la primărie, mă refer la elevi, persoane cu nevoi speciale, veterani de război, vădurile acestora și pensionari. Suntem și într-un proiect bisetic cu Episcopia Sălașului și avem pregătite 500 de pachete pentru colindători. E un proiect care este deja la treia ediție, Biserica Tinerii și Colindele. Avem de asemenea 1000 de pachete pregătite pentru elevii din unitățile de învățământ din municipiul Zalău, care, conform unui program pe care o să-l comunicăm, o să fie prezent în sala Ramea, cu gradul de Crăciun. Parohia Greco Catolică, Sfânta Familie, Sfântul Petru și Sfântul Pavel. Aceste parohii vor primi 350 de, sau vor participa cu 350 de colindători. Avem de asemenea Consiliul Local al Tinerilor pe care așteptăm, de tuturor celor pe care i-am menționat, o să le pregătim cadouri pentru, așa cum se oferă colindătorilor, în vechea și frumoasa tradiția noastră a României. În noaptea de anul nou o să fie un foc de artificii care, la timp în anul dintre ani, o să, artificiile o să fie aprinse din parcul central. Cei care doresc să vadă acest spectacol, 10-15 minute de artificii, o să poată să vizioneze această activitate de pe platou din fața prefectului sau Consiliului Județean. Programul piețelor în perioada sărbătorilor, ele funcționează un program normal, doar în ziua de Crăciun și a doua, deci în 25 și 26 decembrie sunt închise și în data de 1 și 2 ianuarie. În 3 și 4, așa procedăm în fiecare an, facem o igienizare generală a halei.
Facem o curățenie generală, dezinfecție și abia din 5 ianuarie o să fie deschisă înapoi cele două hale privind comercializarea produselor de către producătorii agricoli. De asemenea, o să programul Societății de Transport în Comun o să -l afișăm și pe site-ul lor și pe site-ul nostru și o să dăm și un comunicat în acest sens. Zilele în care funcționează cu număr, probabil în zilele de sărbători, n-am mai numai o repartiția lor, dar până miercuri o să transmitem către presă domnul administrator cu programul efectiv al societății SC Transurbis. Poliția locală are un program de acțiuni, este făcut împreună cu cei de la Poliția Municipală. Sigur că vor acorda sprijin pentru una desfășurare a activităților pe care le organizează primăria și vor intensifica patrulurile în zonele amenajate cu decorațiuni, în parcul central, în fața magazinelor comerciale, în special ne vom concentra pe diminuarea fenomenului cerșetoriei, care este mult mai accentuat în această perioadă decât în celelalte zile calendaristice. Cam acestea au fost lucrurile pe care am vrut să le discut cu dumneavoastră și prin intermediul dumneavoastră să le afle și membrii comunității noastre. Acum, dacă aveți întrebări, asta nu întrebare prima primară. Cred că n-am înțeles eu bine. La ce se referă primul proiect în care ați încheiat un contract de 2,9 chiar primul contract, primul de care ajută și cu 12 milioane. Așa, exact. 12 milioane. Ce vizează el? Deci se referă la strada Corneliu Coposu și la strada Ramea, cu strada care coboară pe lângă biserica. La biserica Sfântului în față la liceul. De prefacere infrastructură rutieră, relocare și protecție utilități, pistă de biciclete, trotuare și sistem de canalizație pentru ce înseamnă și pluvială și pentru cabluri. Nu? Intră mobilier stradal. Mai tratăm și semaforizarea rutieră și inclusiv trecerile de pietoni. Pe străzile astea. Avem evident, mobilier stradal. Poșul și tot ce ține de. Avem în pregătire pentru semnare și așa cum am anunțat deja până în 15 decembrie vom semna un contract foarte important pentru stradal. Iluminatul public stradal. Achiziția a fost finalizată, a fost o contestație, am trecut și de această etapă, știm câștigătorul, o să semnăm până în 50. Deci cât de repede, din discuția care l-am avut cu cel care a câștigat licitația și cu cei de la direcția tehnică, undeva în săptămâna asta vrem să semnăm contractul pentru iluminat stradal. Contractul este în valoare de 5 milioane de euro și tratează inclusiv iluminatul trecerilor de pietoni. Acea bandă luminoasă care vrem să o aibă și trecerile noastre de pietoni. Stâlpii care vedeți acum pe 22 decembrie, care au rămas în trotuar, am mai spus, dar repet, sigur că vor dispare de acolo. Iar au rămas tocmai pentru că acest contract n-a fost semnat și nu ne-am tot ocupat de treabă în acest sens, fiind contestația de care ziceam. Ei vor dispare de acolo, cablajele care le vedeți acum de asemenea, o să fie doar stâlp de iluminat cu LED, nu cu lumina asta care îi... Mă rog, și acest proiect are inclusiv un sistem de telegestiune care ne va spune ce corp de iluminat e defect, unde e localizat, și va fi în stare să armonizeze intensitatea luminoasă funcție de condițiile meteo. Noapte mai întunecoasă, mai puțin întunecoasă, lună plină, lună nouă și așa mai departe. Deci e un sistem de iluminat foarte, foarte modern. Deci e de ultimă generație și nu va mai fi nevoie să ne sună nimeni din cartiere sau
nu știu, din orar, bă, vedeți că aici nu vă mergem. Da, da, o să revin afară. Primite-mi echipa acolo, o să îmi oprească. O să apară pe tele gestiune toate defecte. Și sigur că noi ne dorim și ne vrem să lucrăm ordonat. În sensul că odată cu modernizarea străzilor să venim și cu partea de iluminat public pe străzile respective. Acum avem de recuperat câteva străzi. Strada 22 decembrie și pe Doja. Încă pe Doja suntem cu lucrări și suntem de-abia la început. Și din primăvară, de când o să, eu sper că în luna februarie să, efectiv să intrăm cu lucrări și pe iluminat public și să venim în paralel cu lucrările de infrastructură rutieră plus lucrările pentru iluminat public. Cele 5 milioane de euro pe fonduri europene? Deci pe fonduri europene, da. Și noi mai avem tot pe fonduri europene un proiect pregătit în diverse faze, acum este la Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, pe care tratează tot iluminatul public și este un proiect în valoare de 3 milioane de euro. Și dacă am pune cap la cap cele două proiecte, practic am realizat un iluminat public nou, modern, pe toate străzile din municipiu. Nu ne ziceți un pic ce se întâmplă cu șosea de centru. Da, pe principiu. Problema discuție am avut-o legat de acest subiect ieri. Vă dați seama, profitat cu domnul ministru a fost la sală și nici n-am dat bine mâna cu dânsul că l-am tăiat costă. E suspendat, din păcate, achiziția. Are un termen, cred, 30 de zile, parcă ne-a spus. A fost o singură firmă care s-a... are obiecțiuni că prețul ar fi prea mic. Deși, inițial, suma alocată de 43 de milioane de euro era gândită pentru 7,5 km. Ori, varianta pe care am găsit-o noi de 5,5 km e o diferență de 2 km, e mai scurtă. Și mie mi se pare chiar că e exagerat. 43 de milioane de euro pe 5 km, pe și dacă curba ne au lângat. Eu nu știu, da, sunt niște lucrări, potențele, mi-a făcut, nu știu ce. Dar totuși, sigur, fiind doar o firmă, doar un singur ofertant, a avut o atitudine care sper să o corecteze cei care sunt acum la conducerea ministerului. Realitatea o știință mare măsură. Și nu spune lucrul ăsta ca să ne batem cu cărămida în piept, să ne lăudăm. Am depășit toate obstacolele. Ne-au blocat acum la achiziție. Normal, achiziția trebuia să se încheie în 30 iunie, domnul secretar. Da, a fost o termen de... Deci, ca să fiu foarte sincer cu noastră, am și spus la domnul ministru, uite, eu am avut suspiciuni până a venit la minister, că tu blochezi cumva proiectul respectiv. Dacă mai ești acolo, de drumul la credeți, că indiferent ce culoare, ce drapel purtăm, important proiectul ăsta pentru zare. Dar am văzut că are preocupare și o sper să găsească soluție. Nu. Eu vreau să fac precizarea că etapele cele mai grele s-au consumat și le-am dus, așa cum a spus și domnul primar, în faza de selectare a unui constructor. Deci am depășit etapa, mai ales aia de obținerea avizului de la Ministerul Apărării, care a fost una dintre cele mai grele etape și și în anii trecuți, când s-a readus problema șoselei de centură, s-au întâmplat greu. Am găsit o soluție, am urmat toate procedurile, am ajuns în faza de licitație și de aici rolul sigur că l-are mai ales Ministerul. Noi sprijinim tot ce înseamnă... Rețineți, e un proiect în care primăria nu este parte. Deci nu depinde de noi, de cei de la primărie, cât de repede merg lucrurile și cât ce documente trebuie să oferim. Noi am pus presiune atât cât am putut pe cei care au fost și punem și pe ăștia care sunt. Nu mai avem nicio greață în sensul ăsta. E un proiect pe care îl gestionează Ministerul Transporturilor. Bun, dar nu avem cum să mai scăpăm de aici.
Și sigur, și ce am vorbit cu domnul ministru al transporturilor ieri, nu vreau să zic un termen, dar oricum, până în vara anul viitor, trebuie să înceapă proiectul ăsta. Nu fac niciun favor ăsta în nouă celor care au făcut. Important e să înceapă. Am și o întrebare legată de primele două proiecte. Ce lungime au fost realizate de abilitare? Avem lungime, am luat. Avem strada 22 decembrie 1989, deci continuare de acolo de la pod din zona Înserpă până în vârful dealului, undeva 1,5 km și 2,2 km pe Cocos. Care e traseul? Începe de la primărie, în zona lui Poil și se termină în sensul geratorului de la Hanul Drumeț. Deci asta e Cocosul și avea deci, neam cu înceapă. Eu ar fi dorit... Deci Cocosul merge de aici, din centru, până la sensul geratorul de la Hanul Drumeț. Până acolo face. Nu numai până la intersecția cu Avrana. Unde se întâlnește cu Gheorghe Doja? Cu Gheorghe Doja care merge în Bunescu. Deci o să fie. Ce bine ar fi dacă ar rămâne sumele pe care mi l-au alocat guvernul trecut pentru bulevardul de la Scala până la primărie, vă dați seama ce frumos ar fi tot bulevardul, pe Gheorghe Doja lucrăm și am merge până în sensul girator. Cocosul la fel, 20 decembrie la fel, dar nu ne-am mai dat nicio veste, nici nu ne-au chemat să terminăm cu un contract în sensul ăsta. Și mai avem acolo un contract în 10 spăți care avem. Da. Deci, dacă mai avem în așteptare un proiect care este la Ministerul Dezvoltării de Mobilitate Urbană, axa 4-2, zone degradate, unde tratează 9 locații din oraș, tot ce înseamnă amenajarea peisagistică, mobilierul urban și sperăm să se finalizeze cât mai repede. Noi avem sumele alocate, contractul de finanțare semnat, așteptăm să se facă pașii care trebuie făcuți ca să intrăm și în poziția de a semna cu cei care au câștigat licitația pe aceste tipuri de lucrări. Deci avem selectat un constructor și aici așteptăm să fim invitați la Ministerul Dezvoltării să semnăm și contractul. Deci mă bucur foarte tare că la Ministerul și la Ministerul Transporturilor adică sunt convins, n-am niciun motiv să cred că nu o să avem susținere și înțelegere. Dar vreau să spun că mă bucur foarte tare că la Ministerul Fondurilor Europene este o persoană care a lucrat 3 ani noi, pe care cei pe care îi vedeți aici foarte, foarte bine. Directorul Atelierului Nord-Vest, care lunar a fost aici, în această încăpere, și am luat fiecare proiect pe care l-am propus și am văzut unde sunt probleme, ce trebuie să facem noi, ce trebuie să fac ADR-ul, altfel n-am fi reușit să le împingem înainte. Și acolo o să avem susținere și dânsul știe foarte bine, cel puțin ceilalți la Zalăuie și fiecare proiect știe, în parte. De aceea aveți speranța și cu zonele degradate, că nu în ultimii 3 ani, în fiecare lună ne-am întâlnit cu domnul director și cu echipa. Echipa dânsului. Și am analizat proiectele noastre în diverse etape, tocmai ca să le promovăm și să venim cât mai repede cu ele, să ajungem în situația de a da ordin de începere, de a semna contract. Că la proiectele astea pe fonduri europene sunt două lucruri foarte importante. La un moment dat să despart proiecte, să semnesc contractul de finanțare și pe aia, la altă parte să selectez un constructor pe seamă. Și cele două acțiuni să se întâlnească în același timp. Deci eu fac afirmația că cred că la primărie a municipiului Zalău s-a reușit performanța, nu știu, poate unică, ca în termen de maxim 8 luni de zile, de la momentul când am depus spre verificare și parcurgerea etapelor care trebuie parcurse proiectele europene, de la momentul depunerii, care a fost 31 decembrie 2018, să ajungem la 1 august să dăm ordin de începere pe lucrări majore de infrastructură rutieră, să intre constructorul. Vreau să vă fac o precizare referitor la iluminatul festiv. Sigur că iluminatul festiv este o muncă foarte elaborată. O muncă care presupune multă, multă manovră.
Deci, domnul primar a lansat aici cifra de 154.000 de lei cu TVA, într-adevăr. Fără TVA avem 129.000, dar aici cuprinde inclusiv costul cu energia electrică consumată și costul cu manoperă. Noi, ca să realizăm un iluminat festiv, cât mai pe placul cetățenilor și un iluminat festiv frumos pentru orașul nostru, am implicat foarte mult firma Citadin în construcția de figurini. Deci, practic, ne-am făcut cadrele respective și le-am îmbrăcat cu șiruri luminoase și cu tot ce înseamnă elemente de conectare. Pentru că am considerat că banii trebuie să-i... Dacă putem noi și avem capacitatea să producem aceste figurine, care să știți că nu sunt ieftine, din contră sunt chiar foarte scumpe și noi, noi producându-le în regim propriu, deci firma noastră, am ajuns la niște costuri poate de 5 ori mai ieftine ca și din piață și astfel am reușit să avem un iluminat festiv care să cuprindă, a văzut, o arie cât mai întinsă din oraș și vom continua în felul acesta și în anii viitori să ne producem noi figurinele luminoase. Firmele de profil, într-adevăr, realizat aceste figurine, dar costurile foarte ridicate. Bun. Domnul Fort, vrea să fac o mențiune vis-a-vis de general de ordine. Pentru că a fost la acolo și s-a implicat tare pe tema asta. Deci, până de ceea ce zice domnul primar și domnul viceprimar, până în momentul în care vom ajunge să ridice în apel vădea CNI-ul licitația, eu spun că dacă se dorește, pentru că la momentul plecării din minister era pe circuitul extern de avizare și mă refer aici la două documente importante, pentru că atunci nu o să mai stăm în momentul în care obținem și în constructor. Și mă refer la o hotărâre de guvern ce se referă la expropriere. Pentru că asta este foarte importantă în momentul în care suntem în situația în care trebuie să emitem autorizații de construcție, deci nu ne mai pierdem să avem eventuale contestații că se fac lucrurile de terenuri care nu sunt expropriate. Și mai trebuie o hotărâre de guvern pentru defrișări. Sunt aproximativ 12 hectare de teren de pădure pe traseul variantei locurile care vor trebui tăiate pentru această construcție. Deci sunt lucruri administrative care cred că în această perioadă pot merge în paralel cu... Nu cred, sunt sigur că pot merge în paralel cu termenele care le vor da pentru licitația SICAR-ului. Deci sunt foarte importante și țin de întregul acestei lucrări. Ce vreau să vă mai completez scurt, Bradna, în perioada sărbătorilor de anul, a constat un program normal. Marcul fiind ziua de 25, prima zi de Crăciun și prima zi de anul nou. În rest, din ce informații am primit de urmă această oră, vor funcționa normal. Dacă se constată eventuale deficite la punctele gospodărești, o să rog frumos pe cetățeni să informeze atât primăria la corpul control, cât operatorul de ridicare de șorilor cu brandă. Știu că în această perioadă se consumă mult, se aruncă mult și am vrea să fie de sărbători la șocolată. Asta am făcut. Și se cumpără. Se cumpără. Deci, problema că asta cu defrișarea ține de ori de primărie și e de... Da. Am făcut demersurile necesare ca să... Da, probleme deja putem defrișa. Asta, cealaltă, din adevăr, ține Ministerul Transportului, cu istorie, e vorba de 100.000 de lei. Un fonduri foarte mare, într-adevăr, 800.000 de lei, 200.000 de euro, o sumă care se poate asigura din bugetul CNI-ului. La momentul când eram acolo, domnul director general vă dat asigurări că exact din bugetul vor fac, nu mai sunt mai foarte mic. Bine, mai aveți ajuns la întrebarea de zona Spitului. Este o comunitate mică de români care ar putea fi oarecum mutată în altă parte. Acolo, la cei care locuiesc acolo, le-am pus la dispoziție niște containere
la container de... Nu știu dacă ați văzut un container de la Rafa sau pe ca și un apartament. Cu cei poate chiar mai frumos, cu bară, cu bătărie, cu spațiu de dormit, spațiu de servit. Se vedea un pic. Da, din păcate nu avem o variantă acum, în momentul ăsta, o locație în care să-i mutăm de acolo. Au și utilitățile minimale acolo, pentru că acolo s-au construit niște platforme pe care s-au instalat acestea. Îi plătesc și au chiar o chirie. Cât e chirie? 40 de lei. Deci domnul față chiar să știe de se ocupă pe zona socială și pentru domnul asta trebuie să dați explicația. Și om are legat de strada la Unirii, nu poate să fie deschisă prin spatele traficului. Deci, ca să putem... Să facem sens... Da. Deci, trebuie să poate... E deschisă, cum eu am... Da. De acolo, sau, dacă s-ar mai... Să intre pe vinuri și s-ar rămâne pe Toșa, da? Să se urce sus. Deci, orice deschidere de stres sau sens unic sau cum vreți să ziceți dumneavoastră, orice propune, intră într-o analiză a poliției municipale, serviciul circulației. În funcție de simulările care au venit și acolo de analiza deșilor, vis-a-vis de traficul din zonă, strada respectivă îi se dă ok-ul și se găsește varianta cea mai bună. Ca să fluidizăm circulația în zona respectivă. Eu bănuiesc că din momentul inițial asta a fost propunerea. A fost propunerea ca pe Simeon Oros să nu intrăm numai în parcarea de la piață, să continuăm, că lângă hotelul Prolisul se continuă prin spate pe la prefectură și pe strada Crinului să ajungem în Troșca și de acolo în Simeon Bărântu și mă rog, unde se dorește. Și dânșii au oferit prima variantă de acum să ajungem totuși în strada Unirii și nu au dat continuitate prin spate pe strada Crinului și acolo poate apare o problemă cei care vin și ar trebui să urce pe strada de la centrul de cultură. Deci se suni și pe Crinului, se urma de coborâre din Croșca în spate la Consiliul Județean. Dar avem și am rugat să ne dea niște argumente dacă au, ca să nu o deschidem, sau dacă au, să ne dea să o deschidem. Că e închis acum, dați-mi niște argumente, că noi vrem să deschidem, să fluidizăm. Deci, acum... Parchează oamenii pe... Eu vă pot informa, deși am mai informat asupra următoarei situații. Noi, în viitoarea sesiune de depunere proiecte pe fonduri europene, o să tratăm în special partea de mobilitate dintre cartiere și mobilitatea din oraș spre șoseaua de centură și spre autostradă. Deci, oarecum, axa de mobilitate se mută pe partea sud, nord, vest. Pe aici trec cele două mari terenul, Șoșoara de Centură și viitoarea autostradă. Atunci vom face legături între oraș și centură și de asemenea între diverse cartiere. Cartierul Meseș cu Sărmaș, cartierul Stadion cu zona Strada Morii și mai departe cu 22 decembrie, deci pe alte trasee decât astea pe care le știm astăzi. Tocmai în scopul de a mai emisi un pic circulația în oraș. Că tot vorbim de circulație și de fluidizarea traficului. Ținem cont că la Consiliul Județean au început lucrările de reabilitație. De ce nu deschideți acea parcare de fața instituției să poți veni direct în strada Unirii? Cum a fost până în 90? Nu până în 90. Cine vă oferește că domnul tot a la ce până era? Pe terminul ăla,
Deci, a nu se crede că avem o problemă să deschidem inclusiv bucățica asta de stradă din fața primării. Eu am discutat personal cu domnul comisar al Serviciului Circulație și din analizele care le-au făcut, sunt nu fluidizează cu nimic porțiunea asta, toată încărcătura de trafic de pe strada Unirii, da? Mai ales că aici trebuie să aibă două, trei priorități. 20 decembrie, Doja, Bulevardul. Deci, a nu se înțelege că ținem noi la cele 3-4 locuri de parcare de aici, că noi putem să parcăm și primăria din spate, fără niciun fel de problemă. Am discutat personal cu domnul comisar acest aspect. Să vă întreb de parcarea din spate. Nu s-a putea că era parcarea din spate ceva evaluat sau... Avem, măcar să avem. Să se, nu știu, în grădina aia a Consiliului Național, al Colegiului Național Silvania, să se facă o parcare. Da, o să trebuie de parcare subterane și să păstrăm grădina. Aia am invit, ia vrei place. Dar eu sunt la fel cu cine mai liceu, are un litigiu cu... Parolia care a format. Epatia are format. Piatra care. Avem ca idee și va fi obligatoriu să facem parcarea asta supraetajată, mai ales dacă proiectul nostru cu pietonizarea va intra în din întreagă. Acum nu o să ne poate parca pe strada Unirii, deci vom fi obligat să le dăm o variantă ceva. Vă spun acum, vreau să vă zic o, acest lucru mai la început, doamne, dacă tot vorbim de transport. Deci la începutul anului viitor o să fac o solicitare și vreau să am o discuție, să avem o discuție cu Ministerul Transporturilor în ideea de a devia traficul greu de Părcoșul, să nu mai intre în oraș. Când va fi centura, va fi porțiunea cealaltă, nu am o problemă. Dar să, de la România să vină, nu știu, pe la Jidor și să iasă la gara autotrenurile și asta vă spun pentru că noi am făcut niște lucrări anul trecut, acum 2 ani, pe bulevard. Dar deja, la autul, mașinile astea grele, deja încep să țintă la bulevard. Pentru că capacitatea acestui drum are anumită capacitate portantă, așa se cheamă în termeni tehnici, și nu rezistă la astfel de încărcături. Vara, poate mai mult, că se fac de nivelări. Deci. Vreau să știți că bulevard o să continuăm lucrările. Piste de biciclete și trotuare, și pe o parte și pe alta, până la gara. Cu aceleași tipuri de lucrări, canalizat pluvial sub trotuar, canale tehnice pentru curent slab, pentru internet, televiziune, și mobile stradale, stații de autobuz. Și aici avem dat ordinul de începere la lucrări. Avem constructorul de începere dat și frâna mine permite, da. Eu zic, din februarie o să intrăm și cu lucrări pe bulevard și o să începem, ales în zona asta centrală, să ne unim aici de la finanțele publice cu Parcul Central și pe partea asta cu școala să ne îmbărnuțiu până în zona platoului de marmură, care și el va fi reabilitat din primăvară. Deci acolo, lucrarea pe care ce nu zice, avem deja și contractul de achiziție sau de execuție a lucrărilor. Am avut o viteză bună în sensul... Asemnării contractelor de selectare e constructor. Noi, în momentul în care am depus un proiect pentru fonduri europene, am și demarat achiziția pe tipul ăla de lucrare. Am uzat de o clauză care e prevăzută în reglementările legale, se numește clauză suspensivă și așa am făcut tipul de contract în vederea achiziției, încât am scris acolo negru pe alb. Dacă reușim să obținem fonduri europene pentru proiectul respectiv, dă-i în regulă și îți plătim, mă rog, tu vei fi cel care execut lucrarea, numai selectării ofertelor, iar dacă nu, să nu avem nicio obligație în față de cei care au participat la licitație. Și am mers în paralel cu cele două lucruri. De aceea
noi când unele achizițiile aveam terminate înainte să fie contractul de finanțare aprobat. Sigur că nu l-am semnat, că stați un pic să vedem ce cu proiectul respectiv. Am reușit să facem ceva lucruri importante și vom continua cu ele. Vreau să aibă. Obligația noastră și ea suntem aici. O să vă întrebim de noi în persoană. Da. De patinat ce se aude? Este un patinor acum care funcționează la sala sporturilor. Deci nu va fi mica pe platou. Nu va fi pe platou. Acum avem o discuție dacă mai aducem mașinuță de ăsta. Sau nu reușim. Deci noi am avut în intenție să-l aducem s-au încărcat instalația de răcire cu freon, am zis că e un cost undeva la 5.000 de euro și investitorul respectiv nu a mai avut disponibilitatea să îl reloce pentru că erau niște costuri foarte, foarte mari. Apropo, că tu să te țeai și desfărmator de opinii. Legat de trenulețele alea care aduceam de sărbători, sunt păreri și pentru și împotrivă, ca și la fiecare lucru. Unii cetățeni, și direct, și înscris, și pe mail, domnule, nu mai aduceți țările acolo pe un fel de țigănie. Cei care au copii mai mici, domnul primar, dar nu le mai aduceți mașinile de acolo. Cum? Păi ce părere aveți? Le aduceți-le. Da, și eu m-am gândit că ar să ține în împacul ceva la spate organizare. Nu le pot pune acolo. Dar oamenii s-au învățat pe platou. Platou l-a făcut și pe Părinteciu. Cum? Platou l-a făcut și pe Părinteciu. Da, cum era? Și acum mai avea o idee. Atunci o să aducem, domnul primar, trenulețe, dar fără inișchiuri și alte... Numai trenulețe. De care mai să știți să vă așa. Acei 10 de lei, 30 de lei, 25 ani, mică, 65 de lei, ce-ai mare. Bine, nu vă zic să vă tot pe că nu mai vedem la